Bună seara, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Etalarea voastră pentru februarie tocmai începe. Tocmai începe și am o stare bună, nu știu de ce, îmi vine să cânt, deși poate unii aveți probleme, dar dacă mie vine să cânt, vă propun ca și soluție de a ieși dintr-o stare de stres sau de oboseală, cântați, măi, berbecuților. Cântați, dansați, faceți ceva drăguț. Baby, 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 ce cu tine, baby, Aries? Sunteți cam supărați. Unii dintre voi am senzația că sunteți în primul rând obosiți. Asta pentru că a apărut 7 de monede. Sunteți obosiți. Sunteți obosiți să așteptați? Ha, interesant cum vine mesajul. Asta a venit în timp ce amestecam cărțile. Ați obosit să așteptați destinul vostru. Steaua. Dar asta e. Uneori trebuie să așteptați mai mult. Și când e vorba de destin, așteptarea merită. Oricum, se pare că sunteți hotărâți să lăsați niște argumente cu cineva. Cinci de spade. Cu o fi cineva cu un marcaj puternic în semn de aer. Sau, nu contează, dar marcajul, nu contează zodia, contează marcajul. Cineva cu care tot mă mai contrați, cel puțin atât. Cel puțin atât. Eu simt că vă cam plănuiți o nouă viață, o nouă direcție și e bine dacă reușiți să faceți chestia asta, dar vă sfătuiesc să nu luați deciziile cele mai importante când e Mercur retrograd și intră chiar mâine, da? Suntem în perioada de penumbră. Ci doar acum să plănuiți, să analizați bine, să vedeți că vor mai veni chestiuni din trecut, vor mai veni idei, unele vin, altele pleacă, cele care rămân sunt cele mai importante. Ideea este că, da, dacă vă plănuiți să vă atingeți destinul, eventual să ajungeți în poziție, sunteți berbeci, măcar unii dintre voi, cei cu soare, că aveți lună, că aveți alte planete pe aici, poate nu toți vă doriți să ieșiți în evidență, dar sunt unii berbeci care vor să fie stele de cinema, vor să lucreze în public, vor să atragă atenția, dar trebuie să vă faceți planurile corecte, să lăsați luptele, ego-ul și dorința de a, eu știu, în fine, personaje, poate nu-i dorința voastră, poate e altuia. Personaje care sunt prea egoiste, prea certărețe, prea negativiste, da, nori negri, da, lăsați în spate. Și gândiți bine victoriile viitoare. Nu uitați că în această lume pe care vă o recreați, că ați început, că urmează, vor mai fi și pierderi, vor mai fi și stagnări, vor mai fi și momente de oboseală, dar voi trebuie să știți că aici trebuie să ajungeți. Eventual vă doriți pe cineva care este în public. Așteptați sau plănuiți să mergeți către cineva care v-ar putea vindeca, care, da, lucrează în public, eventual, nu pentru toată lumea, dar pentru unii. Și știți că acea întâlnire face parte din destinul vostru, că mergeți mai departe, că veți rămâne, sau eu știu, în preajma acelui personaj, sau va rămâne o legătură pe viață, iar poate să varieze, dar acel personaj, în cazul în care nu sunteți voi cei care vă doriți să fiți strălucitori, acel personaj strălucește într-un anume fel și a găsit destinul, cu alte cuvinte. Însă trebuie să mai așteptați și pentru că aveți nevoie de bani în acea călătorie, poate că trebuie să aveți grijă cum vă gestionați finanțele. Bine, asta e bine oricum, pentru că tot vine criza financiară. Vă sfătuiesc să fiți în echilibru și încă o dată renunțați la conflicte. Lăsați în spate oamenii care vă invidiază unii, interesant, alții nu știu de ce mi-a venit tocmai acum acest cuvânt v-ar linșa pe la spate. Nu știu, dacă sunteți într-un mediu destul de periculos, mai ales bărbații, aveți grijă la anumite personaje care în spate au două, trei, nu neapărat spade, două, trei
arme sau cărți sau cuvinte cu care să vă atace. Mare grijă, nu știu de ce a venit acest mesaj. În fine, ar fi trebuit să încep. Așa, și e drăguț că m-am oprit aici, pentru că m-am oprit tocmai la acele personaje care vă invidiază, vă doresc rău, vă bârfesc, vă stau în calea destinului, interesant. Poate chiar a destinului cu cineva. Probabil că sunt și geloși. E bine că m-am oprit aici, că fac trecerea către cel mai important mesaj în această etalare, faptul că aveți susținere. Deci, dacă vă lăsați inspirați de divinitate, dacă vă faceți planurile corect, dacă știți că aveți și bătălii de câștigat și de pierdut, pentru că asta e experiența, știți că trebuie să investiți corect, să aveți răbdare, să vă vindecați ca să vă atingeți destinul. Viața vă va susține, îngerii vă vor susține. Chiar dacă este greu de ajuns la acest destin, veți fi susținuți. Nu vă lăsați influențați, fiți atenți că această carte înseamnă și influență mentală. 5. 5 e un număr foarte schimbător. 5 poate să schimbe și numărul lui 21, 2021, da? Poate să schimbe în bine sau poate să schimbe în rău. Acum, fiind spade, așa și așa, nu prea văd eu că schimbă în bine. Însă, voi țineți-vă drepți și hotărâți și priviți în zare, priviți în viitor, anticipați. Deschideți-vă oarecum al treilea ochi. Și chiar dacă nu-i deschis, vizualizați ceea ce vreți să fiți. Cu răbdare, veți ajunge acolo cândva. Nu uitați că dacă sunteți pe calea voastră, veți fi susținuți. Veți fi susținuți. Apare și noțiunea de familie în această perioadă. Acum, variază. Ce ar putea să fie pentru unii, nu este pentru alții. Familia poate să fie uneori contra destinului nostru, pentru alții, familia îi poate susține. Spun așa pentru că eu nu am fost susținut în destinul meu de familie. Deci știu că familia te susține în general în lucrurile care le sunt lor convenabile. Nu neapărat îți sunt ție, berbecule sau orice altă zodie, om care vrei să-ți atingi destinul, familia e un subiect. Oricum. Poate că fiind șapte de monede, casa șaptea a relațiilor, chiar a relațiilor de familie, acolo trebuie să mai așteptați, să aveți, poate chiar sunteți și obosiți unii dintre voi, să aveți grijă cum investiți în grădina voastră, în grădina familiei, pentru că acolo este o investiție, în destinul vostru este o altă investiție, vă zic din experiență. În fine, analizați bine ce vă, apropo de doi de bâte, ce vă doriți? Ia uite, o schimbare de carieră pentru unii. Ce vă doriți? Nu vă lăsați influențați de familie, eventual unii, ci de dorința inimii voastre. Și pentru asta, ca să primiți confirmare, ascultați, vorbiți cu îngerii. Poate nu credeți în îngeri, dar mă cam îndoiesc dacă ascultați această etalare, da? Aveți încredere, trust, că dacă veți construi builder, cu răbdare, un construct, aici sunt monede, veți ajunge să călătoriți și să fiți mai aproape de cineva, iar care vă vindecă sau cu care sunteți conectați intuitiv sau care vă inspiră și așa mai departe. Multiple variante. Depinde de voi ce vreți să faceți. Însă, în această perioadă, probabil că pentru unii, familia este un subiect. Un subiect care vă place sau care nu vă place. Dar, oricum ar fi susținerea, dragii mei, vine din partea destinului, sau mai bine zis, din partea îngerilor care vă susțin destinul. Nu musai, vă zic din experiența familiei. Probabil că așteptați, iau, de 6 și 7, așteptați o finanțare, v-ați zbătut pentru ceva. V-ați bătut pentru ceva și eventual aveți în preajmă niște prieteni care vă cam blochează. Vă cam blochează. Trecând la altă interpretare. Trebuie să vă echilibrați financiar și să ieșiți dintr-un blocaj. Doi de spade.
că blocajul acesta l-ați creat voi din cauza unor conflicte interioare. Și este un blocaj energetic în primul rând, poate chiar și faptic, poate chiar nu comunicați cu cineva. Dar asta din cauza unor conflicte ale voastre, poate chiar că persoana, e o persoană care țineți foarte mult. Este aproape, nu știu, așa simt, diavolul și cu regina de cupe e o dragoste intoxicantă. Dar nu zic musai, pentru că e o regină de cupe. Și un diavol în spate. Ori această iubire a voastră are pe cineva toxic în preajmă. Posibil semn de aer, posibil semn de foc sau capricorn. Și astea, acele personaje, înțelegeți ce zic? Acele personaje devin concurența pentru această iubire. Nu zic musai că e femeie, nu zic musai că e semn de apă, poate să aibă lună acolo sau ascendent. Sau ceva suficient de puternic cât să vă facă să vibrați, să vă umple inima de bucurie. Însă aceste conflicte v-au făcut, într-un fel sau altul, să blocați comunicarea exact cu cine trebuie. Cu această regină de cupe, cu acest as de cupe, cu cineva care cred că are un rol important în viața voastră. Și totuși aceste de cărți s-au oprit la 6 de monede. Asta înseamnă că ați putea, cum am zis mai devreme, dacă faceți planurile corect, să reechilibrați situația. Pentru că e o balanță. Dar pe de altă parte, alt mesaj vine, că există cineva, știu că Lia e pe aici, mă ascultă, dar iar mi-apare balanță, de 2 ori mi-apar și 2 de spade și semnul balanței. Există o balanță care vă creează aceste conflicte. Când unii dintre voi ați iubit intoxicant această balanță, e o variantă. Poate este printre prieteni și dragostea voastră pentru... Iubiți aceeași persoană, da? Sunt multe variante. E o chestiune legată de o balanță. Și repet, nu toată lumea a iubit o balanță, dar... Însă, prin toate cărțile astea, iubiri, concurențe, prieteni, există un personaj care vă poate vindeca, n-am cum să. Uite, Marea Preoteasă, da, știu că sunt secrete, dar înseamnă mult mai mult și cu eremitul. E o persoană care caută spiritualitatea, cu asul de cupe, persoana care poate să vindece și regina de cupe la fel, poate să vindece. Dacă unii dintre voi căutați vindecarea din aceste conflicte, plănuiți-vă corect drumul către această vindecare, eventual către personajul care vă inspiră vindecarea. Okidoki, măi, ce mult am vorbit la voi, baby, baby, baby. Aries, baby Aries. Amestec un pic cărțile, că nu vrem să reapară. Vrem să găsim mesaje noi pentru berbecuți și berbecuțe. Și pentru Andreea, și pentru Lia, și pentru Leu, și pentru Zuica, și pentru cine mai vreți voi. Berbeci, opa! Așa a vrut să fie? Nu, așa facem, pac, pac. Deci, trecut, mai 6 de spade. Marea Preoteasă, vedeți, a apărut Marea Preoteasă în trecut. În trecut. E o situație foarte secretă și foarte... Ați vrut să călătoriți către, ați să mergeți să călătoriți în secret către cineva și să oferiți un dar sau să construiți ceva împreună unii dintre voi.
unii dintre voi. În trecut, v-ați dorit această călătorie către cineva cu care puteți să construiți ceva de durată. Poate să fie și o colaborare profesională, poate să fie familie, poate să fie dragoste, orice. Da? Este dorin... Vorbesc despre dorința voastră și ați încercat să țineți acest lucru secret eventual. Unii dintre voi, în ultima vreme, pentru că vorbesc de un trecut care poate să fie îndepărtat sau apropiat, la un moment dat în trecut, v-ați hotărât să vă detașați mental de niște chestii toxice pe care le-am discutat mai devreme, din niște motive. Nu pot să stau să le clarific pe toate, ar trebui să dau nu știu câte cărți, deja am vorbit mai mult decât la alte zodii. Ați vrut să mergeți către zone senine. E și lună plină și acum, probabil că unii ați încercat să manifestați la lună plină, ar fi minunat dacă ați învățat să manifestați la lună plină și la lună nouă. Dar începuturile nu se fac la lună plină. Începuturile se fac la lună nouă, dacă vreți să vă iasă. În fine, deci ați vrut să lăsați niște ape tulburi ca să mergeți către un pământ senin și... Pământ poate să însemne și om, poate să însemne și proiect. Ceva practic, da? Și să nu doar senin și fertil, în care să vă reconstruiți viața. Și nu oricum, să vă reconstruiți viața oarecum trej, spiritual. Ce vreau să spun? Că foarte, nu neapărat foarte mulți, mulți care ascultați tarot de ceva timp, ați început să vă conectați la intuiția voastră și să creșteți spiritual și să conștientizați. Ok, iau ce frumos au așezat cărțile, acum le văd, da? Le vedeți și voi? Și nu întâmplător, dacă nimic nu e întâmplător. E un stâlp negru, un stâlp alb. Întunericul și lumina. Conștientizați întunericul și lumina din viața noastră, că este yin și yang. Și atunci ce frumos, zona de întuneric este chiar această călătorie. Nevoia voastră de a lăsa în urmă umbrele, întunericul, traumele, da? Și să mergeți către acest pământ senin, luminos, fertil, în care puteți construi ceva, puteți însămânța și lucra cu răbdare, că am văzut 7 de monede. Eventual o să clarific, dacă o fi necesar. Asta rămâne de domeniul trecutului. Acum, în prezent, ce avem? Oh, ce frumos! Vai, îmi place! Oh! Asta e o problemă. 9 de pute. În viitor ce aveți? Ah, ce frumi, frumi, baby, baby, baby! Iubi, iubi! Da. În prezent. Am zis că ați început să lucrați intuitiv, spiritual cu voi și e minunat. Dar cum am zis... Să vă mai dau și niște sfaturi în cazul în care uitați. Când vreți să lăsați ceva în urmă, lăsați de lună plină, că tot e lună plină și ascultați și etalarea pentru lună plină. În care poate vă, ce veți alege vă va sugera anumite eliberări. Dar nu doar pe acelea, trebuie să vi le conștientizați voi. Adică, trebuie să știți ce vreți să eliberați. Trebuie să știți foarte bine ce vreți să eliberați ca să creați spațiu, să creați acest portal și să mergeți către această oportunitate. Și, dragii mei, pentru că sunteți marțieni, pământeni, da, într-adevăr, dar guvernați de Marte, sunteți luptători. Puteți să cuceriți acest pământ, acest proiect, această nouă viață? Puteți să o cuceriți. Că... Dacă aveți și oarecare răbdare, se pare că în prezent deja începe să manifestați ce v-ați stabilit în trecut. M-ați înțeles? Uneori mă fur așa cărțile și energia lor și vorbesc, dar nu... Nu e, nu e un discurs căutat și nu știu exact cât înțelegeți din ceea ce zic în prezent. Acest cavaler de monede reapare.
dar reapare într-o altă formă, mai strălucitoare. Dacă voi ați intuit că puteți să vă reconstruiți, să vă faceți destinul, cum am zis mai devreme și chiar se leagă, să vă faceți destinul în altă parte, în altă direcție, în prezent începe să se manifeste această intuiția voastră și dorința voastră. Dacă vreți să sădiți, așa, dacă asta nu mai știu ce vreau să... Dacă vreți să sădiți ceva, sădiți de lună nouă, atunci manifestați începuturile. Dacă vreți să vă eliberați, eliberați-vă de lună plină. Ok, apropo de intuiție, de marea preoteasă. Dar pentru... Bine, hai să continui și pe urmă revin la următorul mesaj. În prezent aveți această oportunitate pe care ați anticipat-o, la care v-ați gândit de foarte mult timp, începe să apare, să se manifeste în prezent. Prin asul de monede. S-ar putea să primiți și un dar de bani unii dintre voi. Nu e obligatoriu toți. Dar unii, pentru că am văzut și 6 de monede, am văzut și 7, ați muncit, unii chiar așteptați un dar de bani. Și posibil să vină un dar de bani de la cineva important, sensibil. Care vă poate susține în a vă menține rezistența după niște bătălii, după niște probleme. Cum am zis mai devreme, v-ați bătut în niște privințe. Asta e o interpretare, un mesaj. Acum alt mesaj. Unii dintre voi în această perioadă, ori veți primi o ofertă, un mesaj, ceva, o posibilitate de a începe o nouă relație sau o nouă, e ceva nou, pe care, repet, voi l-ați anticipat și l-ați manifestat într-un fel în trecut. Cu un personaj matur, foarte sensibil, care poate să vindece, nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar are marcaj puternic în semn de apă. Este un om sensibil care se echilibrează emoțional, care vindecă, conciliază, are un romantism de care poate unii aveți nevoie, dacă nu-l aveți voi, îl au ei. Există această posibilitate de a începe o relație deosebită. Poate să fie prietenie, poate să fie dragoste, poate să fie consiliere, orice. Ca să nu vă fixați pe o zi, vai, vine dragostea. Vine, dar vine sub altă formă. Și variază de la berbec la berbecuță. Da? Ideea este că în prezent această dragoste și această oportunitate încă este blocată. Poate din cauza unor situații din viața voastră. Poate sunteți în zone, în țări în care sunteți în lockdown, în carantină, poate sunt ei, poate e o chestiune de graniță, poate la graniță, că tot am vorbit de o plecare, de o călătorie, la graniță sunt niște chestiuni legate de graniță. Asta încetinește un pic manifestarea acestui mare potențial. Băi, sper că înțelegeți ce zic. Da? E frumos oricum. Mă deranjează un pic aceste 9 băte. Dar, cu răbdare, am văzut 7 de monede. Trebuie să conștientizați că lucrurile nu se manifestă așa doar pocnind din degete. Și cred că știți asta mai bine. Sau la fel de bine ca și mine, da? În viitor apare 4 de monede, turnul și asul de cupe. Vine dragostea ca un trăsnet, asta e clar. Dar dragostea asta vine ca un trăsnet în momentul în care renunțați la o relație karmică. Pentru mine, 4 de monede înseamnă relație karmică. E casa a patra. În primul rând, familia pentru unii. Poate acolo aveți niște personaje care sunt tradiționale, fixiste. Și dacă nu e în familie, există un om în viața voastră, un personaj. Că o fi semn de pământ, că o fi alt semn, foarte fixist. Nu vi se potrivește vouă. Nu. Chiar dacă ziceți sau ați crezut că vă aduce stabilitate, acest personaj, bărbat, femeie, nu contează, este prea rigid pentru tipologia berbecului sau a berbecuței, da? Dacă voi sunteți aici, unii dintre voi, în mod special bărbați, pentru că e o figură masculină, ne,
neîncrezători în ceva, în dragoste, interesant, neîncrezători în dragoste, cred că în viitor vă va trăsni într-un fel divinitatea, în ce sens? Într-un sens frumos, vă va răsturna aceste principii, această dorință de control, această tendință de a fi încăpățânat, să nu vă deschideți sufletul. Vorbesc în mod special de bărbați, dar posibil să fie și femeile unele, așa, deși nu prea știu bărbecuțe așa. Dar, repet, dacă unii aveți sinceritatea să vă recunoașteți în această carte, încăpățânați și prea fixați pe bani și mai puțin pe sentimente, apare acest turn, acest trăsnet, care vă va dărâma niște principii, tradiția în care ați fost crescuți, cultura, eventual, și vă va aduce dragoste. În primul rând, vindecarea aceea despre care am vorbit, dragoste față de voi, învățați, înțelegeți că nu puteți să stați doar cu bani în mână, dar aveți nevoie de emoții, aveți nevoie să vibrați împreună cu cineva. Dar ca să vibrați cu cineva, trebuie să începeți să vibrați voi cu voi. Da? E frumos ce arată în viitor. Și ce vreau să mai spun, cred că unii aveți tendința de a controla și de a bloca. Acum simt că ați putea să fiți chiar voi semn de foc care blocați o oportunitate de colaborare, de prietenie, de dragoste chiar cu cineva, un om, un personaj matur, matur, care vă poate învăța multe, vă poate susține în multe. Poate nu financiar, sau poate și financiar, pentru că e asul de monede. Dar e o chestiune de durată. Și totuși simt că pentru unii trec dintr-una în alta, vă rog, selectați-vă mesajele. Ați putea fi chiar voi cei care îi blocați pe aceștia. Și dacă voi îi blocați în prezent pe aceștia și i-ați mai blocat, cum am văzut mai devreme, acea dragoste, regina de cupe și diavolul, acea dragoste intoxicantă, din niște motive intoxicant, am spus mai devreme. În viitor se pare că dragostea aceasta revine. Dragostea aceasta revine. Pentru că trebuie să revină. Trebuie. N-ai cum. Deci nu poți să scapi de dragostea asta. N-ai cum. Face parte din destin. Ia uite, aveți pe cineva, ori voi berbec cu un semn de aer. A fost o pasiune, poate. Poate a fost un proiect, poate sunt doi bărbați care lucrează la un proiect sau doi bărbați care au aceeași pasiune pentru aceeași femeie. Sau pur și simplu, e o prietenie, e o ceva, în fine. Dar ce-o fi între acești doi bărbați nu este ok. Văd că unul dintre ei, cel puțin am senzația că semnul de aer jonglează între voi și altcineva. Și felul lor de a fi vă consumă și vă obosește. Cred că aveți nevoie să comunicați cu ei și să rezolvați problema asta. În plus, asta e un mesaj pentru unii. În plus, alt mesaj. Altul. O pasiune. Ia uite. O pasiune care v-a adus multă durere pentru că această pasiune, în această pasiune, unul n-a putut să aleagă. N-a putut pentru că vrea să fie în control. Ia uite, regele de spade și împăratul poate să fie una și aceeași persoană. Semn de aer. Sau cineva cu marcaj puternic în semn de aer. Poate are și marcaj în berbecă, de-aia v-ați atras acest personaj. Sunt în opoziție cu voi. Sper că înțelegeți limbajul. Dar acest personaj are doi de monede și doi de bâte. Nu se poate decide. De ce? Chiar nu mai contează. Și acest fel de a fi a lor, de a se controla și de a nu decide între voi și altcineva, da? V-a adus, iau, uite, 10 de spade și 10 de bâte.
într-o stare de oboseală și fizică și mentală, epuizare, poate chiar dezamăgire. Chiar dezamăgire. Dacă acest personaj vă mai spionează, treaba lui, who cares, eu personal nici nu mi-ar mai păsa de acest personaj. Că o veni cu Mercur retrograd să zică ceva, iar un asemenea personaj care încearcă să aibă control și încearcă să pară că e în control și de fapt are doi de monede și doi de bâte, nu e deloc în control. Da? Și v-ați consumat foarte mult. Ia uite, voi, asul de bâte puteți să fiți voi, da? Nu e ok. Acest personaj și ține mai mult de trecut. Așa simt că ține de trecut. Lăsați-l în pace. Lăsați-l în pace. Vindecați-vă, că regele de cupe înseamnă și vindecare, asul de cupe înseamnă și vindecare. Aveți susținere către noua direcție. Aveți posibilitatea, aveți doi ași, în prezent și în viitor. Acum știți că uneori prezentul fuzionează, că timpul fuzionează, nu curge, e fluid, nu e limitat, cum sunt limitate lucrurile aici pe pământ. Ia să mai stingem un pic asta. Da? Vă rog frumos, încercați să nu blocați, dacă voi sunteți cei care blocați aici, că sunteți răniți, dezamăgiți, lăsați totuși un portal, o trecere către voi, către inima voastră, a acestui personaj, regele de cupe și asul de monede, care are ceva valoros să vă aducă în viață. Nu e mult să ai bani. Cu fi bani, cu fi un soi de stabilitate, iar variază, dar puteți crea ceva împreună. Puteți crea ceva împreună. Și dacă blocați acum, sau dacă sunt niște blocaje, din diferite motive, le-am spus, politice, de pandemie, de familie, de restricții, de tradiții, acestea, eu simt că acestea vor fi trăsnite, da? Dărâmate, distruse, într-un fel sau altul. Și se va crea oportunitate să vă bucurați. Ia uitați ce frumos, măi, ce frumos. Asul de monede, regele de cupe, asul de cupe. Pentru unii dintre voi, clar, este un personaj misterios, cu regina de cupe și regele de cupe, un personaj matur, trea spiritual, care participă energetic la această scoatere a voastră din apele tulburi și împământenirea voastră sau cucerirea altor teritorii. Împământenirea voastră în zone fertile. E frumos. Aș vrea totuși să clarific. Eu cred că iar am vorbit mai mult decât plănuisem. Da, asta e. Vreau totuși să clarific. Marea preoteasă. Te rog frumos, clarificăm. Ce este Marea preoteasă? În trecut. Pentru unii văd, încă n-au picat cărțile, dar pentru unii văd balanță, aventură, baletul de bute și dezamăgire, dar n-au picat cărțile, doar s-au desfăcut. În fine, hai să vedem Marea Preoteasă, te rog frumos, odată. Marea Preoteasă, pentru berbecuți între cu cine Marea Preoteasă? Marea Preoteasă. Te rog, clarifică Marea Preoteasă pentru verbecuți. Marea. Ok. Ia uite, mă, deci a venit a doua oară dezamăgire. Mai, eu dezamăgire. Cu fi acest personaj dezamăgit. Ia uite și regina de cupe. Iar apare și regina. Pentru unii. Pentru unii, wow, această dezamăgire se datorește unui triunghi, posibil la locul de muncă, dar nu obligatoriu. Această regină de cupe și Marea Preoteasă, cred că aceeași persoană, ori v-a adus vouă multă bucurie, ori s-au simțit și ei foarte fericiți în preajma voastră, a fost ceva frumos, soare și asul de bute.
Și când vorbesc de regina de cupe, vorbesc de varianta feminină a regelui de cupe. Regele de cupe nu mai oferă dragostea așa de vizibil ca regina de cupe. Nu mai oferă emoțiile pe tavă cum face regina de cupe. Nu plânge cum face regina de cupe, dar are dragoste. Poate să fie una și aceeași persoană care se maturizează în dragostea față de voi sau în general în dragoste și își păstrează dragostea, dar nu mai arată atât de ușor. Pentru că a fost dezamăgit, dezamăgită. Sunt multe motive. Ori a apărut un semn de pământ între voi. Variază. Există și posibilitatea asta pentru unii. Însă, un triunghi în mod special sau dacă n-a fost triunghi, deși eu cred că pentru unii a fost un triunghi amoros, a intervenit cineva între voi, ori înspre voi, ori din partea voastră, ori din partea lor. Ceva s-a întâmplat, a intervenit ceva. Și a adus aceste dezamăgiri în trecut. Bă, eu văd semnul peștilor sau cineva cu marcaj puternic în semnul peștilor. Văd valetul de cupe spânzuratul, soarele, copilul interior peștii au această tendință, asul de bâte ați putea să fiți voi sau pasiunea lor sau atracția dintre voi sau atracția lor față de voi, că v-o fi plăcut și vă rămâne să țineți eventual pentru voi, nu știu dacă o să mărturisiți mie chestia asta, dar acest trei de monede a participat la această dezamăgire. Repet, oricineva v-a influențat, posibil să fi fost și de partea voastră acest, pentru unii, acest trei de monede. Și să revină în etalare sub forma lui 4. Asta pentru că acest 4 este trăsnit, pentru că a intervenit, interesant cum vine, ca și o karmă, da? A intervenit în această dragoste, într-un fel sau altul, în această, băi, deci nu, soarele. Ce poate fi mai frumos, da? A intervenit acest personaj și nu zic să-i semn de pământ, poate să fie și de aer. Acest personaj a intervenit în dragostea voastră. O dragoste care vă era predestinată, vă este predestinată, că este doar un timp, nu asta discut cât timp vă e destinată. Ci trebuia să se manifeste această dragoste și nu s-a manifestat și a dus la dezamăgire. Înțelegeți? M-a lungit foarte mult, dar nu mai contează. Important este să luați mesajul. Da? Aici e. E a doua oră când apare regina de cupe în etalarea voastră. Însă aici în alt context. Și data trecută a avut în spate un diavol, urmat de ce era, cavalerul de spade sau regele de spade, în fine, a fost cineva acolo, în spatele acelei persoane. Și știți că influențele pot să fie foarte subtile. Și uneori încerc să-mi aleg cuvântul. Anumiți oameni invidioși sau geloși să facă anumite lucruri pe la spatele unor oameni frumoși, doar ca să nu se bucure aceia de, eu știu, abundență, de una și de alta. Dar ce e destinat omului se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Și cine intervine cu blocaje, evident că va fi pus în condiția în care trebuie să stea. Pentru cine vorbesc, sper să vă găsiți mesajele și ideea este că această dezamăgire, această poveste secretă, are un nou potențial în această perioadă, în prezent și în viitor. Se vor reașeza cărămizile și se vor așeza cărămizile în așa fel încât ce a fost în calea voastră, acest turn, care a fost în calea unei iubiri care trebuie manifestate. Mai și o iubire frumoasă, mai trei de... Uitați-o cum este aici. Regele și regina, sunteți destinați.
Dar Marea Preoteasă, oameni evoluați, asul de cupe care vindecă și aduce dragoste, asul de băte, asul de monede, soarele. Doar că au fost niște stagnări, niște amânări din cauza. Ia uite, iar apare acest semn de aer. Pentru unii, și dacă nu-i semn de aer, revin. Este cineva care am senzația că e gelos, geloasă pe potențialul pe care îl puteți avea voi cu cineva. Da, cam asta e. E un personaj fain cu care puteți fi împreună și ar trebui să fiți împreună la un moment dat. Rămâne de văzut în cât timp se va manifesta la voi. Cam atât deocamdată. Sper că vă luați mesajele care rezonează cu voi și rămâneți deschiși și la celelalte, pentru că s-ar putea în timp să vedeți nuanțe pe care nu le-ați văzut până acum. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!